Bună ziua, sunt Lucia Dincă și vă prezint știrile STV. Urmărim principalele titluri ale acestei ediții. Ziua Europei este sărbătorită și la Sfântul Nicolae Mare. Weekendul acesta sunt miclăușeni și nu numai sunt așteptați la un spectacol inedit ce se va desfășura pe parcursul a două zile. Începe distribuirea de invitații pentru balul pensionarilor. Acest eveniment va avea loc în data de 27 mai, adică în ultimul weekend din luna mai. Băieții lui Căprărescu s-au calificat în semifinala Cupei României fața județeană. Albalbaștrii sunt miclăușeni, au învins echipa Poveda Dudești Vechi în ultimele minute ale partidei. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică avertizează pe toți cei care consumă carne de porc sau de vânat neexaminată trichineloscopic că se expun riscului de a se îmbolnăvi grav. Avertizmentul vine în condițiile în care ne aflăm în Sfântul Nicolae Mare în plin sezon de epidemie. Din neglijență ori din neștiință, majoritatea celor care își alimentează în acest mod congelatoarele omit să treacă pe la examenul trichineloscopic. În caz contrar, consumatorii de carne neexaminată se expun astfel riscului de a ingera odată cu carnea respectivă un vierme nematod, Trichinella spiralis, conținut în carnea de porc în principal, dar și în cea de cal, nutrie sau vânat. Vorbim aici despre mistreți și urs sub formă de larve vii sau chisturi viabile. La nivelul orașului Sfântul Nicolae Mare, am auzit că s-a depistat un focar de trichineloză. Această practică este o infestație cu niște viermi paraziți, care din păcate se transmite și la om și provoacă anumite probleme de sănătate. Din păcate, mă repet, ele se manifestă destul de periculos, să zicem așa, la om, necesită chiar și spitalizare și dacă nu se previne infecția cu trichinela, se pot îmbolnăvi o mulțime de oameni care consumă carne din porcul respectiv. Manifestarea clinică a bolii depinde de cantitatea de carne îngerată, de masivitatea infestării ei și de rezistența organismului. Principalele simptome sunt tulburări digestive, dureri abdominale, diaree, grețuri, vărsături care apar la 1-2 zile după consumul de carne infestată, febră, edeme palpebrale și faciale însoțite de conjunctivită, dureri musculare și adinamice. Specialiștii Direcției de Sănătate Publică recomandă populației să controleze trichineloscopic carnea de porc sacrificată în gospodărie proprie sau carnea de vânat în centrele autorizate ale autorităților sanitar-veterinare și să respecte recomandările acestora, să achiziționeze carne numai din centre comerciale specializate care pun în vânzare numai produse avizate sanitar-veterinar, să renunțe la obiceiurile culinare riscante precum consumul de carne sau preparate de carne crudă sau insuficient prelucrată termic pregătită în sânge. Procedeele de sărare, afumare sau uscare a cărnii nu distrug larvele, iar persoanele care au consumat carne neexaminată trichineloscopic și care prezintă simptomele menționate sunt rugate să se prezinte de urgență la medicul de familie. Ziua Europei este sărbătorită și anul acesta în Sfântul Nicolae Mare. De această dată, în fața cetățenilor sunt miclăușeni, primăria orașului a pregătit încă un spectacol dedicat atât tinerilor cât și adulților. Evenimentul se desfășoară astăzi, începând cu ora 20:30, pe Teatrul de Vară din spatele Castelului Naco și se va continua duminică, zi dedicată minorităților ce conviețuiesc în localitatea de pe Mala Ranca. La Sfântul Nicolae Mare, această zi este sărbătorită cu multă voie bună. Thank you.
Cele două zile destinate acestei zile vor fi dedicate atât tinerilor cât și celorlalte categorii de vârstă. Spre deosebire de anii trecuți, în acest an vom avea sâmbătă și duminică. Decizia aceasta am luat-o în cadrul Consiliului Local, iar cea de-a doua zi, ziua de duminică, va fi destinată minorităților din S. Nicolaul Mare, pentru că dacă discutăm de Europa Unită, dacă discutăm că la S. Nicolau toți ne înțelegem bine, indiferent de religie și naționalitate, am considerat oportun și sper să fie apreciat de toți cetățenii din S. Nicolau că una dintre aceste două zile să fie dedicată minorităților. În acest an vom avea sâmbătă seara muzică pentru toată lumea, iar în ziua de duminică vom avea o formație din Germania, pentru germani evident, o formație din Ungaria pentru maghiari și o formație din Serbia pentru sârbi. Urmând ca în anii viitori să ținem cont și de minoritatea bulgară și de celelalte minorități care anul ăsta nu au fost cuprinse în acest program și n-au fost cuprinse dintr-un motiv anume, ci doar pur și simplu pentru că nu putem integra 4-5 formații într-un interval de 3 ore cât durează spectacolul, dar așa cum am promis, vom ține cont anul viitor și vom continua și pentru celelalte minorități. În consecință, îi așteptăm pe toți cei din S. Nicolau și nu numai, din întreaga zonă, cu mare, mare drag, sâmbătă și duminică la S. Nicolau. Viziunea lui Schumann era de a crea o instituție europeană care să centralizeze și să gestioneze producția de cărbune și oțel. Un an mai târziu a fost semnat tratatul care prevedea crearea unui astfel de organism. Propunerea lui Robert Schumann este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. Sfârșitul lunii mai este dedicat marelui eveniment așteptat de seniorii orașului, Balul Pensionarilor. Asociația Seniorii Sân Miclăușeni începe distribuirea invitațiilor doritorilor. Acest eveniment este la al 9-lea an consecutiv și ca în anii trecuți, organizatorii împreună cu Primăria și Consiliul Local pregătesc surprize pentru cei ce vor fi prezenți. Au început pregătirile pentru Balul Pensionarilor. Începem a doua întâlnire cu pensionarii, care o să fie Balul Pensionarilor, care va avea loc în 27 mai. Pentru acest eveniment începem în 16 mai să distribuim invitațiile. Și pe această cale îi rog frumos să vină din timp, deci din 16 până în 25 mai distribuim. Să vină cu carnetele vizate la zi și persoana normală. Și atunci îi invităm cu mare drag la acest eveniment. Ca în fiecare an, seniorii sunt micleușeni vor fi întâmpinați cu voie bună și surprize. Thank you.
asociației dornici să participe la acest eveniment sunt așteptați la sediul asociației să își ridice invitațiile. Zilele pentru invitații este marți, miercuri, joi și vineri, de la ora 9 până la ora 13. Și ultima zi, am mai spus și mă repet, este 25 mai în care se poate ridica invitație și vă rog frumos pe toată lumea să vină din timp. Tot în acea zi, nu doar pensionarii vor avea parte de un bal, ci și minoritatea română din oraș. Evenimentul va începe la ora 19 în piața agroalimentară. Încă de mai bine de 3 ani de zile, primăria a lansat o campanie de segregare a gunoiului, dar și de depozitare a gunoaielor rezultate din demolări. Acest loc este situat în zona gării mici a orașului, la fostul FNC. Zilele acestea, un concasor este prezent în oraș și macină tot ceea ce reprezintă resturi din demolări. Concasorul este prezent încă de la început de săptămână și va mai rămâne până când tot ce reprezintă resturi din demolare va fi una cu pământul. Am făcut un obicei, să zic așa, de buni gospodari, nu noi neapărat, împreună cu toți locuitorii acestui oraș care au înțeles de vorbă bună, concasăm și facem drumurile agricole practicabile. Aș avea așa o mică observație, am spus mai înainte și am lăudat pe mulți dintre concetățenii noștri că au înțeles acest mesaj și chiar am văzut o simplă găleată plină sau un sac s-au dus și l-au depus acolo unde trebuia. Și după ce am pregătit terenul, să zic așa, și toată grămada, muntele acela de betoane în săptămâna trecută, în acest weekend am avut surpriza să găsim în jur de 10-15 camioane golite taman în drumul și în calea concasorului. Nici nu pot să cataloghez, să zic că e o răutate sau o rea intenție, dar în niciun caz n-a fost un act colegial, să zic așa, din partea respectivului și pentru cei ce au respectat până acum acest lucru, dar și pentru noi ca și primărie. Măsurile sunt clare. De acum înainte, costurile rezultate pentru așa ceva de către noi vor fi suportate despre cel ce nu respectă, plus o amendă pe măsură. A mai fost și un caz de amenințare a paznicului de acolo, fiindcă avem paznic în permanență și camere de la vedere, sunt probe clare și am înțeles că s-a depus o plângere la poliție pentru că au fost amenințări foarte urâte la adresa acelui angajat de primărie să fie acolo pentru bunul mers. Vreau să spun și să atrag atenția pe această cale că după ce ani de zile în spatele fostului deponeu care este închis la această oră pe bani europeni, noi o să trebuiască să răspundem și garda de mediu să aplice amenzi foarte mari. Mulți au dus încă și în prezent, până zilele trecute, acolo tot felul de resturi de gunoaie și nu mi se pare normal să fie amendată și urmărită în permanență și atenționată primăria. Selectarea gunoiului este o prioritate a secolului 21, iar cetățenii ar trebui să respecte aceste minime reguli de subordonare, toate acestea pentru un oraș mai curat și un mediu înconjurător mai nepoluat. Concasorul este prezent la cererea autorităților locale, iar cetățenii care au resturi rezultate din demolări sunt rugați să nu le arunce la margine de drum, ci să se adreseze primăriei sau firmei de salubrizare din oraș. În caz contrar, cei ce nu respectă normele în vigoare sunt pasibili de amenzi substanțiale. Înscrierile și reînscrierile la grădiniță se desfășoară și în 2017, în luna mai. Reînscrierile copiilor în învățământul preșcolar au început luni, iar înscrierile vor începe pe data de 22 mai. În vederea cuprinderii în învățământul preșcolar a copiilor cu vârste între 3 și 6 ani, vor avea loc succesiv următoarele etape la nivelul fiecărei unități de învățământ. Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2017-2018, respectiv înscrierea copiilor nou veniți. Reînscrierile au început din data de 22 mai. Ocuparea locurilor libere după finalizarea procesului de reînscriere se va face de regulă în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare, copii de 5 ani, grupa mijlocie, copii de 4 ani și grupa mică, copii de 3 ani. În bază de hotărâre de guvern numărul 1252/2012 și în limita locurilor disponibile, pot fi înscriși în grupa mică și copii cu vârstă cuprinsă între 2 și 3 ani. În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face
în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil. Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere și înscriere, condițiile unităților de învățământ preșcolar au obligația să afișeze la vedere pentru toți cei interesați următoarele informații: capacitatea instituției, numărul de copii pentru care a fost proiectată, numărul de locuri aprobat prin plan de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, pe grupă de vârstă, criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor, numărul de copii reînscriși zilnic în perioada stabilită din totalul disponibil. Criteriile generale de departajare sunt: existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți, situația copilului care provine de la o casă de copii, un centru de plasament familial, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți, existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte, existența unui frate sau a unei surori înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă. Criteriile specifice de departajare elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar, aprobate de Consiliul Administrației al acesteia și avizate de Consiliul Juridic al Inspectoratului Școlar Județean al Municipiului București până în data de 19 mai, nu vor fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. Atât înscrierea cât și reînscrierea la grădiniță implică ceva bătaie de cap din partea părinților, iar una dintre acestea se referă la actele necesare pentru înscrierea la grădiniță. Acestea sunt: cerere de înscriere tip, care în multe cazuri poate fi găsită pe site-urile grădinițelor sau se poate lua de la sediul grădiniței; copii după acte de identitate ale părinților, dacă este cazul poate fi nevoie de sentința de divorț sau certificatul de deces al unuia dintre părinți; acte medicale eliberate de medicul de familie care să confirme faptul că micuțul este apt pentru a frecventa colectivitatea; adeverință cu vaccinările copilului; adeverință de la locul de muncă al părinților; examen coproparazitologic; pentru prima zi de grădiniță ai nevoie și de avizul epidemiologic și exudatul faringian, acesta din urmă având o valabilitate între 2 și 7 zile. Urmează știrile din sport. Opens Nicolaul Mare, turneul de tenis pentru amatori, secțiunea juniori, a ajuns la a 7-a ediție. Competiția va avea loc la sfârșitul lunii mai, iar cei interesați se pot înscrie. Fișele de înscriere se găsesc la registratura primăriei, iar data limită este 19 mai. Pentru mai multe informații, puteți apela numărul de telefon 0722 604 469. Băieții lui Căprărescu s-au întors din deplasarea de la Dudești Vechi cu o victorie meritată. Meciul a avut loc în cadrul Cupei României și astfel CS Unirea Sân Nicolaul Mare este pentru a treia oară în sferturile de finală a fazei județene Timiș. Albalbașii sunt micleușeni au învins echipa dudeșteană cu 1-0 prin golul lui Andrei Manoliu cu 4 minute înainte de final și s-au calificat astfel în semifinalele fazei județene timișene a ediției 2017-2018 a Cupei României. Mi-am dorit foarte mult să ne calificăm în faza următoare a Cupei României, respectiv în semifinale. Deși întâlneam Poveda Dudeștii Vechi, vecinii noștri, cum se știe, este o rivalitate sportivă între cele două cluburi. Mi-a dorit foarte mult să și învingem. Și am reușit acest lucru. În minutul 85 a reușit să dăm încă 2-3 ocazii, în momentul în care ei s-au descoperit. Ideea este că astfel de meciuri sunt benefice pentru ambele echipe, dar în special pentru copiii noștri, pentru cei tineri. Jocurile astea ne stimulează și pe noi antrenorii, se nasc idei tactice, inovații și
cred că toată lumea are de, cum să zic, de învățat și de beneficiat după urma acestor meciuri. Bucuria este cu atât mai mare cu cât în campionat am fost în Franța, așa cum se știe, și atât în tur cât și în retur. Și așteptam pe undeva să reușim cât mai repede să ne apropiem și noi de victorie. Ne bucurăm că a venit totuși în acest an competițional și n-am mai fost nevoie să așteptăm în viitor. Această victorie ne dă și încredere pe viitor. Trebuie să ne folosim de victoria asta în plan psihologic și următoarea etapă care o avem la Orțișoara, să reușim să venim cu un rezultat bun de acolo, de ce nu cu 3 puncte, pentru care eu zic că putem lupta și nu sunt imposibil de adus, pentru că ne-au demonstrat încă o dată băieții că au putere de luptă, au tot ce le trebuie, de multe ori le lipsește curajul. Sper să fi trecut peste un mare hop care l-am avut acum, cele 5 înfrângeri suferite la rând, și odată cu această victorie să fie un declic al echipei și să aduce cât mai multe puncte. Băieții lui Căprărescu au jucat și anul trecut semifinalele fazei județene, trecând acasă cu 5-1 de ACS Voința Mașloc și pierzând apoi ultimul act pe teren propriu, 1-2 cu ACS Ghiroda, care dispunea tot cu 5-1 în semifinale de Ripensia. Însă gruparea din Sinicolaul Mare s-a mai aliniat în semifinale și în anul 2015, când era depășită tot de vizitatorii din Ghiroda, atunci cu 1-3. Noi am și câștigat într-un an Cupa României pe județul Timiș. Așa cum spuneam, am și respectat competiția, ne-am calificat aproape în fiecare an în ultimele faze. În ultimii 3 ani suntem prezenți în semifinale. Acum o să avem un meci cu Biledu de la tragerea la sorți. Așa cum se știe, echipa de pe locul 2, o echipă foarte bună. Dar noi ne vom juca șansele până la capăt, pentru că ne dorim să ajungem în finală. Noi ne dorim, de fapt, pentru copii să dăm cât mai multe meciuri, să aibă cât mai multe meciuri în picioare. Asta este și motivul pentru care ne dorim ca acești copii să crească de la meci la meci cu cât mai multe meciuri oficiale. Și de ce nu să ne calificăm în finală și dacă putem, cu echipa asta tânără, da, să și câștigăm finala Cupei României pe județ, eu zic că ar fi un lucru extraordinar pentru băieți și iar un punct de care ne-am putea lega și eu știu să fie și ca o atracție pentru următorul grup de juniori care, să zic așa, bat la porțile echipei mari. Un imbold pentru ei. De această dată, semifinalele se vor juca pe data de 6-7 iunie de la ora 17:30 și anume ACS Voința Biled, Unirea Sinicolaul Mare și ASE Deta cu ACS Voința Mașloc, fiind așadar de remarcat că două dintre divizionalele de prezente în semifinalele timișene din 2016 sunt implicate și acum în lupta pentru pătrunderea în finală. Urmărim informațiile despre vreme. Sfârșitul acestei săptămâni se anunță ploios, maximele de peste zi vor oscila între 22 și 18 grade Celsius, iar minimele noaptea nu vor coborî sub cota de 8 grade Celsius. Începutul și mijlocul săptămânii viitoare se menține cu aceleași temperaturi, precipitațiile vor rămâne și ele prezente. Sfârșitul săptămânii viitoare va fi mai vesel, soarele își va face apariția, iar norii de ploaie vor dispărea, temperaturile de peste zi vor depăși cota de 22 de grade, iar minimele noaptea nu vor coborî sub 11 grade Celsius. Acestea au fost știrile, rămâneți alături de noi, urmează emisiunea Oamenii Locului. La revedere!